Da, recunosc că sportul mi-a schimbat viața foarte mult. De mic copil am început să alerg, încă din anii 90, chiar în 92 am avut primul meu antrenament și mi-aduc cu mare plăcere tot timpul. Primul meu antrenament a fost de 2 km. După 2 km am descoperit o nouă lume. Și mi-am zis atunci când eram, țin minte că eram pe un dig și alergam și în fața mea nu era nimeni, în spatele meu nu era nimeni, eram singur. Eu cu picioarele mele, cu sufletul meu și cu creierul meu și mi-am zis că aici mi-aș dori să-mi petrec tot ce înseamnă pasiune în alergare. Am descoperit foarte multe locuri, am descoperit foarte mulți oameni, m-am descoperit pe mine însumi, mi-am descoperit limitele umane. În astfel de concursuri, psihologia umană se dezvoltă de la o zi la alta și credeți-mă că așa este, prin antrenamente foarte dure. Și când mă refer la antrenamente foarte dure, mă refer la 30, 40, 50 de kilometri zilnici, undeva la 120, 140 de kilometri la săptămână, te descoperi ca pe tine ca om. Pentru că tot ceea ce transmite creierul uman în zecile, sutele, miile de ore petrecute în antrenamente, te întărește. Te întărește ca om, te întărește în relația de zi cu zi cu colegii, te întărește în relația de zi cu zi cu prietenii, soția, la locul în care te antrenezi și ai numai de câștigat. Este un lucru minunat, este un lucru minunat și recomand tuturor să iasă, să facă mișcare. Nu neapărat ca mine, zeci, sute mii de kilometri, nu. Ieșiți afară pentru că mișcarea este un lucru atât de benefic și atât de plăcut, încât după o oră petrecută într-un parc sau într-un stadion sau într-un bazin de not, oriunde altundeva, orice fel de sport faceți, o să aveți numai și numai de câștigat. Mă de drag alergi aici. Thank you.